urmă cu aproape 9 luni, oamenii care vreau să vină din Dunăvățul de Sus în Dunăvățul de Jos trebuiau să ocolească o distanță de aproximativ 10 km. Acum ei pot să ajungă la terenul agricole pe care le au în această zonă mult mai simplu. Trec acest pod care a fost realizat de curând de primăria Murighiol și au de parcurs o distanță de doar 1 km. Pentru Tulcea News, Adrian Boioglu. Aveți denumirea corectă, o aveți? Da, realizare podeț traversare canal în localitatea Dunăvățul de Jos, un proiect din PNDL. Știți cum e? Dacă ești și puțin isteț, obții finanțare mai ușor. Pentru că dacă l-am fi denumit de realizare pod, toată lumea... Nu bani. Ați înțeles, da? Să mai chine cineva să facă un test de drumul și are tot să din păcate. Și atunci am venit și l-am denumit podeț. Pentru că în virtutea inerției, când s-au aprobat ce mai acolo? Cam așa se discută, bănuiești acolo, podeț. Dă-l mai acolo, e vorba de podeț. Când au început să ne ceară clarificări și au văzut valoare, s-au minunat și ei. Numai că justificările au fost corecte, da? Justificările au fost corecte și ați văzut că nu întâmplător s-au alocat 38 de miliarde pentru execuția unui pod, da? Că el e pod. E pod, am înțeles, e pod. Are peste 20 și ceva de metri. Este fantastic, are 12 piloni la 14 metri, adică nu e un podeț așa cum a fost denumit. Ce era înainte acolo de fapt? Care e povestea lui? Pentru cei care ne privesc cu... Deci prin anii 70, în virtutea inerției care a fost în perioada respectivă, s-au făcut anumite desecări cam toată delta și s-a creat teren agricol. Dunăvățul de Sus, deși la ora actuală este unul dintre cele mai mari sate, mai mici sate, la vremea respectivă era una dintre cele mai mari sate din comuna Murighiol. Preponderent piscicol, mai puțin agricol. În momentul în care s-a făcut această desecare, satul a rămas fără apă. S-au făcut desecări, s-a pus un dop și satul a murit efectiv. Dunăvățul de Sus, care e la 3 km de Dunăvățul de Jos, care e la 3 km de Dunăvățul de Sus, a prosperat fantastic de mult, că avea ieșire la apă. La apă, efectiv, în delta Dunării. Dunăvățul de Sus este, și de Jos este foarte aproape de complexul lagunar Razem-Sinoie, care este un complex fantastic din punct de vedere al diversității și nu numai. Dunăvățul de Jos ajungea foarte bine în delta Dunării, Chilia, Sunina, Sfântul Gheorghe și așa mai departe. Știți că delta Dunării e situată între cele trei brațe ale Dunării, da? Chilia, Sunina, Sfântul Gheorghe și partea dreaptă vine complexul lagunar Razem-Sinoie care se duce spre Constanța. În schimb, prin această reorganizare din punct de vedere teritorial, Dunăvățul de Sus a rămas fără apă. A rămas fără apă, s-a depopulat. Și atunci, prin 2000, cred că 6-7, dacă nu mă înșel, printr-o solicitare la Consiliul Județean, s-a făcut un canal Dunăvățul de Sus, Dunăvățul de Jos, Dunăvățul de Sus, de a asigura debit de apă din punct de vedere turistic și a face un acces navigabil, să zicem așa. Numai creând acest canal, cei care au fost din Dunăvățul de Jos au fost văduviți de a trece pe terenul agricol peste canal. Cu utilaje, cu mașini și așa mai departe. Categorie. Această amenajare agricolă are peste 3.000 de hectare. Vă dați seama că erau societăți, erau persoane private, erau foarte mulți, erau murighioleni, erau Dunăvățul de Sus, Dunăvățul de Jos, dunăvețeni, cum zicem noi. Și la un moment dat omul trebuia să ocolească 10 km ca să poată să ajungă la terenul. A fost o nemulțumire fantastic de mare, din punctul meu de vedere a fost o realizare că am reușit să dragăm canalul, să asigurăm apă pentru Dunăvățul de Sus. În același timp a fost nemulțumire că era Dunăvățul de Jos, trebuia să ocolească și a fost o nebunie. Și atunci am inițiat acest proiect. Și acum între Dunăvățul de Sus și Dunăvățul de Jos s-a făcut pod.
Toată lumea iese din Dunăvățul de Jos, face un kilometru, a urcat pe pod, se duce în terenul agricol, atât ei cât și persoanele juridice și așa mai departe, și accesul este foarte ușor în acea zonă agricolă. Ținând cont că pe parcursul anilor terenul agricol n-a mai rămas numai agricol, că au început să-l bage în intravilan pentru anumite construcții. Sunt acum probabil hoteluri, pensiuni? Încă nu sunt, dar noi avem din documentație drept, sunt solicitări pentru așa ceva. Că având acces în acea zonă a terenului, vă dați seama că omul începe să gândească. I-ai făcut o facilitate, omul începe să gândească și începe să creeze. Că așa este întotdeauna. De aceea v-am și spus. În toate comunele, indiferent unde e, sus, jos și așa mai departe, dacă ai făcut o facilitate, omul începe să gândească.